Lidl pregătește surprizele din cooking show-ul tău preferat. Am emoții pentru că este primul concurs de gătit la care particip. De mică nu prea am jonglat cu bucătăria. Nu prea aveam loc în bucătărie pentru că erau mama și bunica mea care găteau și nu ne lăsau pe noi să facem nimic. Și după ce m-am căsătorit, nu dai seama, la 30 de ani nu știam să fac o ciorbă. Am ajuns să gătesc pentru că ne și place să mâncăm și trebuie să și mâncăm și încet, încet a devenit și o pasiune. Sper să-mi iasă, că am mari emoții. Provin dintr-o familie de macedoni, cu tradiții și obiceiuri bine întemeiate. Provin dintr-o familie numeroasă. Când ne strângem la o masă, suntem aproape 40 de persoane. Cei din familie, nepoțele, unchii, mătușii au degustat din preparatele mele. Și de papanaș au zis că clar o să iau minim două cuțite, da? Să nu dați asta pe post! Este o rețetă a mătușii mele, țin minte că ne făcea în copilărie papanaș de dovlecei. Și eu mâncam câte 15-20. Era mai ca papanaș așa, rotofe. Și de câteva săptămâni spuneam soțului meu, vreau să fac papanaș. Doamne, sper să-mi iasă. Am venit însoțită de soțul meu, Mihai, care are încredere în mine că mă voi descurca și chiar dacă nu-mi iese bun, el mă stimulează tot timpul și îmi spune foarte bine gătit, iubito, îmi place să mai faci. Eu simt că nu este destulă sare în ciorbă și el îmi spune foarte bun, ai făcut-o, iubito, foarte bun. E frică că dacă mă deranjează cu ceva, probabil nu mai fac. Am tăiat. Nu, dar chiar așa e. Ca să știți, nu trebuie să dați. Eu vă zic. Să știți că nu m-am pregătit la partea cu platingul. Pentru că am zis că o să mă descurc și acum nu știu cât de frumoasă e farfuria ta, sper să le placă gustul mai mult și farfuria mai puțin. Hai! Opa, asta așa că e cu găurică. Sper să le placă. Bă, asta ar vrea să fie o gogoașă? Nu, că e foarte tare. Că sunt papanaș. Mie mi-e frică să mănânc. De ce, mă? Luați cu încredere. De dovlecei, de ce? Da. Lasă dovlecei. E gogoașă de dovlecel, e dovlecel pane? Nu, arată papanaș de dovlecel. Da. De fapt, da. Papanaș de dovlecel, cu dulceață și smântână. Cu dulceață și smântână. E? Vă place? Dulceața de coacă, să fii atent, că e amară. Bă, dar de ce să pui mărar peste apă bune? Ca să arate bine farfuria, am făcut plating. Bă, dar o fi papanaș. Bă, dar cum arată, arată papanaș. Cum îi spui la dovlecelul papanaș? Papanașul. Deci nici nu pot să-mi dau seama, îi place sau mă ia la mișto? Este Alice, așa? În țara minunilor. Ei, hai. Care a vrut să ne impresioneze. Așa cu... e că ea a intrat în scorbura copacului și a crezut în țara minunilor. Păi da, corect. Și asta e gaura prin care a intrat Alice. Da. În țara minunilor. Am zis bine, nu? Am zis bine? Corect. Ei, mai bine, eu credeam că o să spuneți că e o bătrânică. Băi, a făcut papanaș, cu ăștia merge la cei la pălărier. Exact. Doar unde? Că... la pălărier. La pălărierul nebun. Și ăștia a făcut papanaș de dovlecei ca să-i placă iepurașul. O votăm pe Alice? Alice, vrei să te votăm? Normal că vreau să mă votați. Votați-o pe Alice. Depinde viitorul meu de cuțitul ăsta. Adică? Nu o să mai îngătească câteva luni. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Bine v-am găsit! Bună seara, Alice! Ce face Alice? Alice? Am venit din țara minunilor și sper că v-a plăcut. Deci, Alice, mă numesc Stella Bizdu, am 37 de ani. Mulți înainte. Sunt căsătorită și am un băiețel de 4 ani. O să fie sănătos. Mulțumesc, la fel. Sunt creator de conținut și persoană fizică autorizată. Ce? Creator de conținut. Adică? Adică după accident, am avut un accident acum 2 ani.
Okay. Care s-a lăsat cu o amputație. Ce fel de accident a fost? Un accident stupid, rutier se numește, dar eu parcasem, staționasem paralel cu trotuarul. Când am vrut să cobor din mașină, cumva o mașină a venit perpendicular și a pierdut controlul și a intrat în mine exact cum mă pregăteam eu să cobor. Între pragul ușii și portieră mi-a prins piciorul și mi l-a retezat pe loc. Nu mi-am pierdut cunoștința deloc. Eu vedeam tot ce se întâmplă în jurul meu, adică mi-am văzut piciorul la 2 metri distanță față de mine. Mașina daună totală. Erai singură în mașină? Nu eram singură, eram însuțită de sora mea și de cele două nepoțele și de fiul meu care atunci avea 2 ani jumate. Cred că șocul a fost mai puternic pentru ele. Mama fiind pe trotuar, sora mea în mașină, nepoțelele și fiul meu au suportat să vadă prin ce am trecut și chiar și ele cu consiliere psihologică, toată familia a intrat în consiliere psihologică, mai puțin fiul meu care era prea mic și medicii au zis că o să-și revină și așa a fost și a revenit. După accident, ai avut o perioadă în care a trebuit să reînveți să mergi, presupun? Sau? Da, 4 luni de zile am stat fără picior pentru că am avut și un streptococ. La din spital, cumva? Da, din spital, da. Păi domnul să revină într-o parte. Și piciorul s-a vindecat foarte greu. Până s-a cicatrizat, a durat o perioadă. Deci, după 4 luni de zile am fost și în Anglia și mi-am pus acolo proteza. Am trecut prin toate stările. Dai seama că gândul că nu mai am un picior n-a fost ușor. Timpul a trecut și merg mai departe pentru că mă gândesc că am o familie care mă iubește. Soțul meu m-a susținut din prima clipă, a dormit pe un pat pliant la spital. A stat alături de mine și n-a plecat deloc de lângă mine. Țin minte că ieșea din cameră și când se întorcea, intra cu zâmbetul pe buze. Lucru pe care mi l-au spus ulterior sora și mama mea, că el de fapt ieșea, ștergea lacrimile, după care intra cu zâmbetul pe buze. Înainte să fii creator de conținut, da. Ce făceai? Am în arendă niște hectare, mă ocup de agricultură. Chiar acum 2 ani... Păi nu, foarte, nu știți tare. Povestea din spatele... Nu, e foarte tare, știi, adică e foarte tare că o fetiță blondă are de 37 hectare. De ani. Știi? Da. Face agricultură. Sunt bucureșteancă, am lucrat în bancă 7 ani de zile. La vârsta de 30 de ani m-am măritat la Tulcea. Suntem macedoni noi și... Mi-am urmat soțul, am plecat la Tulcea, am lăsat Bucureștiul pentru Tulcea. Cu multă lume m-a întrebat cum de... M-am îndrăgostit. E frumoasă Tulcea. Da, și cu asta mă ocup acum. Sunt tânăr fermier. Am făcut un proiect pe fonduri europene. Și creator de conținut ce înseamnă? Creator de conținut, prietenele m-au încurajat să-mi inspir și pe alții. Mulți nu-și revin psihic și de aceea sunt eu aici să îi ajut. Pe pagina mea de Instagram mi-am creat un cont în care le arăt oamenilor că viața merită trăită și prețuită în același timp și le arăt fragmente din viața mea. Chiar și cu gătitul, să știți că am mai postat, că a început să-mi placă pentru că după ce m-am măritat a trebuit să învăț să gătesc. Și să știți că am avut mare emoții cu papanașii și sper că mi-au ieșit. Acum nu aveam ustensilele și să mă mai scuzați pentru plating. Că... Până la plating vreau să te întreb, de unde ai învățat această rețetă? Mătușa mea ne făcea papanași când eram mici. Cu dovlecei, așa? Dar de ce așa? Dovlecei, nu praz? Păi la Macedon se face și plăcintă de praz, știi, dar știi. Piperchi țârgăsite, dacă voi trece mai departe, vă gătesc data viitoare. Apropo de trecut mai departe, dacă treci mai departe, din ce echipă îți vrei să faci parte? Eu vă admir pe toți trei, dar fiul meu de 4 ani are o afinitate către
Pontea. Și știți de ce? Da. Pentru că îi plac glumele pe care le-a făcut cu degețelele. Nu vrea și în echipa mea? În emisiunile trecute, da, da, el a râs cel mai mult. L-am vezi, și râs cineva, mă. A râs cineva, tot e bine. Ai cel mai mare admirator, în focat. Mulțumesc. Și mi-a zis să-i aduc un cuțit. Acum, dacă nu primesc cuțitul, îmi dați și mie unul în culise. Asta și trebuie să merg acasă cu cuțit. Te pun în ramă, promit. Deci dacă primesc cuțit, o să-ți dăm cadou continui, de la noi. Continui să gătesc. Dacă nu, soțul meu va muri de foame. Nu o să mai gătesc, pentru că știu că nu... Da, acum întrebarea e... Da. Soțul îi place cum gătești? El, indiferent că îi place, că nu îi place, el mă stimulează și îmi zice foarte bine gătit, iubito, să o mai faci. Adică e frică oare. Ce să mai faci sau să nu mai faci? Nu, eu, chiar eu sunt cea care, mie îmi place și critica, e constructivă. Deci dacă nu ia cuțitul, să înțeleg că nu îți mai gătește. O să-mi asum. Alice? Da. Papanaș de dovlecei n-am văzut în viața mea. Și dacă pot să accept papanașul de dovlecel în farfurie, nu știu de ce trebuie să pui chiar dulceața asta de zmeură. Să știți că eu acasă mănânc cu iaurt, dar sinceră să fiu, v-am făcut așa pentru că sunteți mai special și am zis că o să vă placă. Bun.